Bine v-am găsit, dragii mei, să fie o zi magică cu multe stele norocoase. Să vedem cum se liniază stelele astăzi, 9 martie. Să vedem ce mesaj am pentru voi astăzi. Mesajul spune așa: cer ajutor, îi spun vieții ce vreau, iar apoi permit să se întâmple acest lucru. Tot ce am nevoie vine către mine la timpul potrivit. Foarte frumos acest mesaj: cer ajutor, îți spun vieții ce vreau, iar apoi permis să se întâmple acest lucru. Nu uitați să apăsați butonul subscribe, abonează-te, vă mulțumesc că sunteți aici alături, vă mulțumesc că faceți parte din comunitatea mea, vă aștept și pe pagina de Facebook, Instagram, TikTok. Dacă doriți astrograme personalizate, vă aștept cu mare drag să ne cunoaștem și să vă interpretez harta sufletului vostru, să vă interpretez, cum îmi place mie să spun, pașaportul vostru astral, romanul vieților voastre. Pentru că toată această hartă este de fapt o amprentă karmică, adică ne arată pe unde ați fost voi, ce ați experimentat în alte vieți și ce puteți să experimentați în aceasta, care este misiunea voastră, care e rolul vostru. Poate că de multe ori v-ați întrebat și care e scopul meu aici pe pământ, dar de ce mi se întâmplă chestia asta, dar de ce repet în continuu același tipar, același tipar, aceeași suferință. Posibil, de foarte multe ori în cadrul sesiunilor de astrologie le-am oferit aceste răspunsuri clienților mei sau cel puțin chiar și împreună cu aceștia am găsit niște răspunsuri satisfăcătoare, spune eu, pentru că atunci când ți se dă o direcție și înțelegi de ce ți se întâmplă un lucru, parcă lucrurile se așează un pic mai bine, parcă ai așa un pic de claritate și înțelegi ce ai de făcut. Haideți să vedem cum se așează astăzi stelele noastre pentru fiecare semn zodiacal în parte. Cum spuneam, 9 martie este o zi magică, de altfel ca toate zilele magice, dar este o zi în care poate că vă veți pune niște întrebări și poate chiar veți avea niște răspunsuri. Cu luna în gemeni vă veți pune foarte multe întrebări. Luna este în gemeni și pur și simplu vă puteți pune o mulțime de întrebări, vă puteți pune o mulțime de, să spunem așa, vă puneți în față niște scenarii și încercați să înțelegeți care e treaba acolo. Ascultați-vă și ascendentul dacă îl cunoașteți. Berbec. Multe întâlniri și multe ședințe, multe dintre ele sunt epuizante. Aveți nevoie să vă odihniți, aveți nevoie să vă clătiți așa un pic sufletul. Ceva povești de iubire se nasc printre prietenii voștri, poate au auzit vești despre căsătorii logodne sau poate chiar voi vă îndrăgostiți. Taur. Taurii reușesc să poartă o discuție importantă legată de bani, legată de gestionarea unor finanțe, legată de anumite investiții. La locul de muncă sunt presiuni, sunt persoane care vor mai mult, sunt persoane care își doresc să faceți mai mult sau poate chiar își doresc ceea ce este mai greu de realizat. Nu este imposibil, dar mai greu de realizat, ceea ce aduce în plus o presiune. Puteți să aduceți oameni noi în echipă care să vă scoată din blocajul în care sunteți acum, cineva cu o viziune nouă, proaspătă. Gemeni. Mintea voastră este un pic obosită. Foarte multe gânduri. Sunteți în fața multor decizii, în orice domeniu al vieții voastre aveți câte 2-3 decizii de luat și nu știți ce să faceți. Parcă vă doriți așa să fugiți un pic și să lăsați pe altcineva să decidă, ca și cum, ok, mă culc și mă trezesc peste 3 luni să-mi spui dacă s-a rezolvat tot, că nu mai vreau să aud de ele. Într-adevăr, ați obosit și la locul de muncă se pune multă presiune, dar măcar sunteți motivați de beneficiile financiare pe care le aveți. Rac. Racii solicită un pic ajutor și nu este o rușine să faceți lucrul acesta. Este important să cereți ajutor atunci când nu mai puteți. Poate că ajutorul ăsta să vină sau poate să vină sub o altă formă, nu neapărat în cea așteptată, dar oricum când s-a pus intenția că vreau ajutor, vreau să ies de aici din această buclă, lucrurile se pot așeza spre binele vostru. Sunt situații cu rudele, dar le gestionați amiabil. Leu. Leii pun presiune pe anumite situații, adică voi vreți repede, repede, repede să se rezolve ceva. Aveți așteptări nerealiste de la oameni care nu au principiile voastre sau care nu au niște principii sănătoase sau care nu știu ce vor sau care se dau după cum bate vântul sau cu cine e la putere. Și cu prietenii voștri aveți niște tensiuni, dar atenție, nu vă inflamați, nu vă stresați, nu vă agitați pentru că nu puteți să-i schimbați pe ceilalți. Fecioară.
fecioarele reușesc să rămână într-o zonă, să spunem așa, într-o zonă de pace, într-o zonă de echilibru. Nu ați ajuns ușor la această zonă, poate chiar după multe discuții și tensiuni și reproșuri, v-ați dat seama că nu mai este cazul să vă enervați, să vă supărați, să vă agitați, pentru că oamenii uneori înțeleg ce vor ei sau ce au ei nevoie să înțeleagă. La locul de muncă sunt ceva presiuni, discuții, dar voi găsiți metode inventive pentru a rezolva situațiile respective. Balanță. Balanțele au nevoie să petreacă mai mult timp cu copiii în natură, să se vindece, să facă ceva neobișnuit. Nu aveți stare. Astăzi, la propriu, nu aveți stare, doriți să faceți mai multe, doriți să ieșiți dintr-o zonă care v-a obosit, care v-a epuizat, dintr-o zonă de monotonie. De fapt, asta vă deranjează, monotonia. Multe idei, idei peste idei, peste idei, dar nimic concret. Puneți în aplicare toate ideile astea, pentru că altfel veți fi niște filozofi care nu realizează nimic. Punem în aplicare ideile care pot fi foarte bune. Scorpion. Scorpionii au de rezolvat multe lucruri legate de casă, multe lucruri legate de cămin, de familie. Simțiți greutatea părinților sau fraților sau familiei, copiilor, soților, mă rog, simțiți greutatea celor apropiați. Pe de o parte e de bine, pe de altă parte nu, însă aș spune să vă detașați și să lăsați un pic lucrurile să se așeze, să lăsați un pic lucrurile să se pună în ordinea lor potrivită, pentru că Universul știe cum să le așeze. Atenție un pic cu anumite secrete pe care le divulgați din greșeală. Săgetător, nativii săgetător au flirt și distracție și voie bună în viața de cuplu. Simțiți că sunt persoane care vor să vă cucerească, care vor să vă atragă atenția, care vor să vă mențină acolo călduți. Sunt persoane care vor să vă pună la curent cu niște planuri. Sunt și planuri financiare, sunt și planuri de distracție. Oricum, vă ajută destul de mult să luați parte la aceste discuții sau să aflați anumite informații. Aveți nevoie de mai mult confort emoțional, tocmai de asta puțină iubire nu ar strica. Capricorn, nativii Capricorn reușesc să gestioneze anumite emoții și să-și îmbunătățească relațiile care poate au fost așa în stand-by sau poate că au fost un pic mai puțin bune sau nu s-au așezat ele cum v-ați fi dorit voi. Tot în această zi reușiți să egalați niște așteptări, adică să ajungeți la nivelul așteptărilor și de asemenea a spune că vă propuneți să vă promovați un pic mai mult, să ieșiți în față și în evidență cu ceea ce voi faceți mai bine, lucru care este foarte important. Vărsător. Nativii vărsător sunt deschiși noutăților și sunteți așa ușor îndrăgostiți de viață, sunteți foarte deschiși jocurilor, distracției, sunteți inventivi, inventați foarte multe lucruri, îmbunătățiți și ușurați munca celor din jur. Astăzi chiar veniți cu o strategie nouă prin care să vindeți mai mult și să ușurați munca celor din jur. Sunt și ceva discuții care vă vor activa așa un impuls și o stare, chiar o stare frumoasă, o stare bună. Uneori poate că îi molipsiți pe cei din jur cu această stare și o să o faceți și de data aceasta. Financiar sunteți un pic îngândurați, dar apar niște oportunități și apar niște sume de bani pe care le așteptați voi mai de mult. Iată că ele urmează să apară sau vi se fac noi promisiuni. Pești. Peștii gândesc foarte mult. Se gândesc la iubire, se gândesc la planuri, se gândesc la cum să aducă armonia în viața lor. Această armonie poate să fie adusă foarte simplu prin detașare. Peștii au parte de tot felul de momente interesante. Poate chiar veți elibera niște lucruri, veți avea clarificări în anumite situații cu persoane cu care v-ați accidentat așa din greșeală și chiar veți propune niște activități de familie sau activități cu persoana iubită prin care să vă apropiați. Puțin relaxare și puțin shopping nu ar strica.
atenție un pic cu persoanele care încearcă să vă schimbe părerea. Să fie o zi magică cu stele norocoase.